12 august 2024. Am venit la stupină să verific varoaș. Aceasta ce este de menționat este că acum 2 zile am făcut un test la 2 colonii. Se află chiar la marginea stupinei. Și să vedeți aici. Varou, aici a fost foarte multe. Era plin cu varou. Văzând acest lucru, am început să tratez toți. Deci ăștia 4 se află în, eu le zic, stupie de expunere, fiind în față. Și am trecut la tratarea tuturor stupilor. Bine că nu e așa. Deci există stupii netratați. Și vrei, nu vrei, acele colonii îți furnizează varoa. Și primele rânduri sau primul rând sau primul stup din colț a fost cel mai afectat, cred că avea vreo 200 de păduci, 200-300 cam pe acolo. Eu văzând acest lucru, mai ales că făcusem teste, iată aici, deci 3-4 stupi sunt astfel, iată aici sunt 50, cred că numai în acea zonă, deci ăsta este un stup plin cu păduchi, adică păduchi acumulați. Încă în fiecare lună fac test pe unul-două colonii să văd care e situația. Știu de riscul stupinelor din sat. Sunt în sat câteva stupini care nu prea știu ei despre apicultură, despre albină. Și atunci există acest risc de a acumula păduchi. Se duc ele pe flori, la apă, unde se întâlnesc ele. Important este că din cele 50 de colonii, doar 4 au făcut acest lucru. Acum mă gândeam că, mă, dacă nu-i bun tratamentul, deci nu-i bun tratamentul, atunci nu cădeau la ăștia 4. Dar nu e nicio problemă. Au fost doar ea 4 și atunci îmi puneam eu la îndoială tratamentul meu cu formic. Așa, mai deschidem, iată ăsta deja este al 5-lea stup de pe rândul respectiv și aici deja n-am mai căzut decât aici, nici nu văd aici, probabil o să se vadă prin telefon dacă e vreunul. Doi, trei pe acolo. Bun, deci ce trebuie de menționat este, dacă știți că aveți stupini în apropiere, aici a intrat niște albine, deci a fost singurul cu. Deci, ăia 4 de pe colțul stupinei au fost singurii cu așa infestare. Vin și la alte albine, ăștia sunt niște nuclei. Aici, per total, sunt vreo 10 rame de albină și n-a căzut nici măcar un păduche, sau măcar unul, dacă era să-l fi văzut. Deci, ca să înțelegeți,
că dacă faceți teste, luați colțurile expuse ale stupinei. În rest, coloniile arată foarte, foarte bine. Sunt mulțumit. Acele patru colonii, păcat, păcat că asta e, s-au reinfestat. Cel mai probabil se reinfecteze și cu migrația albinelor. Cam atât. Aveți grijă de albinele voastre. Până data viitoare, numai bine!